Bună ziua, bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, la întâlnirea noastră exegetică, la ceea ce numim noi în mod generic ca fiind un popas asupra textului Scripturii Noului Testament. Astăzi încercăm împreună să ne apropiem asupra pericopei evanghelice care se citește în duminica 24-a după Rusalii. O duminică ce anul acesta este cu totul aparte, deoarece pe lângă ziua de înviere, duminica este ziua învierii, prăznuim și sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Astfel că în bisericile noastre se vor citi două pericope evanghelice, pe de o parte cea dedicată duminicii, iar pe de altă parte pericopa evanghelică dedicată sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Când m-am gândit asupra cărei pericope să poposesc, mi-am amintit că, de fapt, întâlnirea noastră este dedicată Evangheliilor Duminicale, astfel încât am ales pericopa Evangheliei Duminice a 24-a, cum spuneam, o pericopă evanghelică ce este preluată din Evanghelia după Sfântul Luca, Evanghelistul Luca, capitolul 8, versetele de la 41 la 56, E o pericopă ce are în centrul ei momentul acela al învierii fiicei lui Iair. De fapt, în calendarele noastre putem observa cu lejeritate faptul că această duminică este închinată momentul acesta al întâlnirii dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Iair și învierea acestuia. Pericopa, în esență, prezintă, așa cum auzim în slujbele noastre și cum de altfel cred că ne amintim din anii anteriori, două minuni. Pe de o parte, vindecarea unei femei ce avea curgere de sânge de 12 ani, iar pe de altă parte, minunea care dă oarecum putere și valență textului biblic la care ne raportăm, este vorba de învierea fiicei lui Iair. Din aceste versete pe care Sfântul Evanghelist Luca ne le pune înainte în capitolul al 8-lea, am ales să poposim împreună asupra versetului 53, deci suntem spre sfârșitul pericopei, verset care spune așa, și râdeau de el știind că a murit. E un verset extrem de scurt, e un verset ce surprinde oarecum atitudinea celor care se aflau în casa lui Iair, în momentul în care ei îl întâmpină pe Mântuitorul, îl întâmpină pe Iair, îi spun acestuia să-l lase în pace pe Învățătorul, pe Mântuitorul, pentru că fiica lui a murit, iar atunci când Mântuitorul vine cu acele cuvinte și spune nu plângeți, n-a murit, ci doarme, toți cei de acolo nu fac altceva decât să se uite la Mântuitorul, să râdă, zice, de el știind că a murit. Atenția mi s-a părut și am oscilat destul de mult între două verbe pe care ne le prezintă versetul acesta, pe de o parte între acțiunea de a râde, pe care o au acești oameni care se aflau în casa lui Iair, iar pe de altă parte verbul a ști, știind. Și atunci, dintre cele două verbe, am ales pentru întâlnirea noastră verbul a ști, pentru că în contextul acesta, pornind de la textul grecesc, mi s-a părut extrem de interesant. Pe de o parte, verbul pe care îl întâlnim aici este folosit cu sensul de a privi, cu sensul de a vedea, are sensul acesta în limba greacă, are sensul de a observa valența, de a observa, a recunoaște de ce nu un anumit lucru, a experimenta, a examina ceva, a ști, a deveni vizibil, dar se raportează în general la lucrurile văzute, la ceva ce ia formă văzută. Sensul lui, așa cum apare în limba greacă, este legat aproape întotdeauna de lucrurile văzute, de lucrurile materiale. În Noul Testament, spre exemplu, el pune accentul clar, în mod puternic, pe valența aceasta de a vedea, a ști, în urma unui experiment, în urma unei experiențe. Astfel, întâlnim, spre exemplu, verbul folosit în Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 2, versetul 2, unde se spune despre magi că vedeau steaua de la răsărit, deci era o experiență, era o vedere reală în care își foloseau ochii trupești,
este ceea ce întâlnim în aceeași Evanghelie după Matei, în capitolul 3, momentul în care spune despre Sfântul Ioan Botezătorul că a văzut Duhul în chip de porumbel, pogorându-se peste Mântuitorul Iisus Hristos. După aceea este poate momentul în care în Evanghelia după Ioan, în chip cu totul și cu totul aparte, știm episodul acela în care Filip îi spune lui Natanael despre Hristos Domnul că a aflat pe Mesia, iar Natanael îi răspunde, poate fi oare din Galileea ceva bun? Iar Filip îi răspunde lui Natanael foarte simplu și laconic, vino și vezi. Adică imaginea pe care o întâlnim acolo este exact aceasta de vino și cercetează tu, experimentează tu, cunoaște tu însuți și vei vedea că cel pe care ți-l prezint este cu adevărat Mesia, cel așteptat și profețit. În același timp înțelegem de fapt că sensul acestei expresii pe care o folosește Sfântul Evanghelist Luca aici pentru a arăta atitudinea celor din casa lui Iair față de Mântuitorul este, de fapt, atitudinea omului simplu, atitudinea omului ancorat în lucrurile acestea materiale, omul care vede cu ochii trupești și de foarte multe ori doar atât. Ei, când se raportează la Mântuitorul Iisus Hristos și la Iair, nu fac altceva decât să mărturisească în chip concret ceea ce ei văzuseră cu ochii lor trupești, ceea ce ei experimentaseră cu propriile simțuri, faptul că fiica lui Iair, în mod cert, murise. Și atunci atitudinea lor este absolut de, poate fi înțeleasă. Este diferența, de fapt, sau îndemnul, de ce nu, pe care îl face pericopa evanghelică de astăzi, ca noi, oamenii, atunci când ne raportăm la Dumnezeu, atunci când ne raportăm la lumea înconjurătoare, să depășim lucrurile materiale, să depășim înțelegerea lucrurilor materiale și vederea trupească, încercând să mergem la ceea ce este dincolo de vedere. Sfântul Apostol Pavel spune atât de frumos în două contexte, pe de o parte când scrie creștinilor din Corint pentru a doua oară și spune așa despre noi creștinii că umblăm prin credință, nu prin vedere, și atunci când umblăm prin credință depășim știința aceasta a lucrurilor materiale, iar într-un alt context, în acelorași creștini din Corint, dar de data aceasta în prima epistolă, spune un lucru care cred este leitmotivul Evangheliei de astăzi și în același timp poate deveni, de ce nu, un îndemn sau un exemplu pentru fiecare creștin. Și spune așa, în capitolul al doilea, cele din tâi scrisori către Corinteni, versetele 14 și 15. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Dar omul duhovnicesc toate le judecă. Pe el însă nu-l judecă nimeni.